Luli! O lume plină de forme, oriunde te uiți. Un pătrat, un triunghi, un cerc, un dreptunghi. Formele frumoase ce fac lumea minunată. Hai să le căutăm și totul să aflăm. Formele frumoase ce fac lumea minunată. Hai să le căutăm și totul să aflăm. Cartea formelor. Salut! Eu sunt ovalul. Ia să vedem ce altceva mai arată ca un oval. Privește! Mânerul unei perii de păr. Dar peria, unde este? Peria are formă de oval. Folosim peria când ne periem părul. O ușă. Dar ceva lipsește. Gaura cheii. Și ea e în formă de oval. Prin gaura cheii putem încuia ușa. Ce altceva mai are formă de oval? Stă în baie. O folosim când ne spălăm pe mâini și pe față. Ne întâlnim în fiecare dimineață și seară la spălat pe dinți. Are și robinet și are o gaură jos. Ce credeți că e? Chiuvetă, desigur! O chiuvetă care are formă de oval. O perie de păr, gaura cheii și o chiuvetă. Toate sunt ovale. Salut! Sunt trapezul. Să vedem ce mai are formă de trapez. Uite, este un bec. Dar ceva lipsește. Acum becul e acoperit de un lampadar. Lampadarul e trapez. Lampadarul face ca ochiul nostru să suporte mai bine lumina. O șapcă de baseball. Dar unde e cozorocul? Ia uite-i cozorocul. E în formă de trapez. Cozorocul ne protejează fața de soare. Ce mai are formă de trapez? Îl folosim să bem lapte, apă sau ceai. Și de asemenea când ne spălăm pe dinți. Unele sunt transparente, altele frumos colorate. Ce poate fi? Ați ghicit? Pahar! E corect! Paharul are formă de trapez. Ce frumos! Un lampadar, un cozoroc de șapcă, paharul, toate au formă de trapez. Ce fac lumea minunată. Hai să le căutăm și totul să aflăm. Formele frumoase ce fac lumea minunată. Hai să le căutăm și totul să aflăm.